România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Da, cum se întâmplă? Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, o știre care a trecut neobservată ieri, dar care ne aduce iarăși la problema noastră fundamentală, educația. Ministrul Câmpeanu a venit la televizor, da, și ne-a anunțat, surpriză, că rezultatele la simulările de evaluare națională și bacalaureat sunt mai proaste decât în anii trecuți, adică și mai proaste decât le știam, da. Dar ce surpriză e aici, nu ne-am obișnuit și oricum ce contează, domnule, simulările astea? Sunt niște simulări, știm noi până la urmă că o să facem cu toții meditații și trece treaba aici, nu la simulări. Spune ministrul Câmpeanu că asta se datorează școlii online, care a rupt cursul firesc al învățării și îi dau dreptate, dar parțial, nu? Pentru că școala online nu se mai face de ceva vreme, adică se duce lumea la școală de bună bucată de timp și a avut timp să și recupereze, zic eu. Dar a mai adăugat ceva domnul ministru și mi se pare iarăși important că acum, zice domnia sa, s-au lămurit cum să calibreze, atenție, examenele, adică subiectele la examen. Și a zis, domnule, în general am constatat că la simulări dăm subiecte mai grele la examen, adică o să fie mai ușor, nu vă faceți griji că o să luăm cu toții. Căci scopul examenului este să-l luăm, după cum bine se știe în România. Dar de ce să băgăm noi în seamă această știre, care, sigur, ea e la fel de rea ca în anii trecuți și probabil că o să fie și mai rea? Știm că e prost, nu? Știm noi asta în România, că e deja prost și că așa o să rămână în ciuda eforturilor pe care le facem și care nu vor duce nicăieri. Adevărul este însă că România, în educația sa, dar și ca nație, are nevoie de o resetare fundamentală, căci nu vom găsi răspunsuri corecte fără oameni competenți și bine pregătiți pentru viață în anii ce urmează. Dacă trăim lucruri proaste și sunteți nemulțumiți de societatea românească, să știți că asta se datorează bazei pe care o punem la școală. Nu pregătim oameni care să răspundă nevoilor de azi, după care, învățând pilăraia și șmenuiala în școală, așa ajungem să lucrăm și în administrație și la alte locuri de muncă. De asta e importantă știrea asta, pentru că de aici pornind putem să asigurăm resetări sau putem să construim cu oameni bine pregătiți, nu numai cu vârfuri. Că știți că asta se întâmplă cu copiii noștri, na? Sunt vârfuri, sunt la liceele bune, sunt părinți cu bani care fac meditații și care mai departe o să-i ducă către afară, firesc, să mai facă o parte de școală acolo, să lucreze afară și așa mai departe. Resetarea asta de care vorbesc nu poate fi obținută decât cu eforturi care să vină din toate părțile. Nu numai statul o să rezolve chestiunea asta, ci și noi prin atitudinea noastră. Și acum să trecem la exemplu pe care putem să-l studiem astăzi în fel și chip, da? Zilele astea, ANAF, fiscul, cum ar fi, face o încercare și face câteva proiecte pilot în care încearcă să-i atragă pe profesori să plătească educațiile, meditațiile. Să vină și să spună, uite, domnule, eu am făcut atâta sumă, uite, completez, îmi declar veniturile, nu e foarte greu. Zice ANAF-ul că așa învățăm, nu-i controlează. Atenție, nu s-a dus peste oameni. Asta e foarte bine și foarte interesant. Nu s-a dus cu amenzi să zică, băi, eu v-am prins, ci zice dimpotrivă. Uitați, în caz că faceți meditații, noi vă dăm căile astea. Acum vă învățăm, după care data viitoare mai discutăm. Meditațiile sunt inevitabile în sistemul educațional românesc și se practică de la cele mai mici clase până la liceu, iar întreaga performanță școlară se bazează pe ele. Este exact ce spuneam la început, că de asta nu ne îngrijorăm de ce se întâmplă la simulări, pentru că o dregem din meditații. Iar eu astăzi vreau să vă invit să vorbim despre aceste meditații, despre ce și cât reprezintă ele în societatea românească, despre cum le facem, despre cât de drept este să ne bazăm pe ele sau poate vrem altceva și despre cum o să le scoatem la lumină. Dar România nu e singura țară în care se fac meditații. Se fac meditații peste tot în lume.
Unele sunt fiscalizate, altele sunt cu firme, altele sunt ascunse. Sunt zeci de țări pe planeta asta care își duc copiii la meditații. Suntem noi speciali? Nu, nu suntem speciali. Poate suntem ceva mai incorrecți față de stat, căruia trebuie să-i plătim niște dări, da? Și poate am pus prea multă performanță școlară pe aceste meditații pe care le fac vârfurile și ar trebui să dăm atenție mai multor copii de la clasă. Astăzi, oameni buni, vreau să vorbim despre acest lucru. Vreau să ne sunați, să ne spuneți din localitățile voastre cât mai este, adică de unde sunteți, cât mai este, cât costă și dacă se întâmplă să le și declare cineva. Numărul de telefon e următorul, 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați de la Drohoi, la Drobeta, la Constanța și la Cluj. Chiar sunt curios cum mai merg cotațiile. 0372069599. Cât mai costă o ședință de meditații la tine în oraș? Poți reuși fără meditații în România? Și cunoașteți profesori care declară veniturile din meditații la fisc? Da? Cum e la voi? Haideți să avem această experiență românească, 0372069599. Și să începem. Da, nu-mi dau seama că aici la mine nu scrie cu cine începem. Da, îi dăm drumul că o să se prezinte singur. Salutare! Salutare, Cătălin. Florin te deranjează. Salut, Florin. Mi-au dispărut anunțurile de pe ecran. Asta e viața. Mergem cu prezentări astăzi. Te sunt din Cluj. La noi tariful meditațiilor e 50 de lei ora. Și mă refer aici spețe la matematică, unde feciorul meu frecventează. Și eu zic că, în general, e o problemă a sistemului, așa cum ai spus și tu. Ar trebui ca profesorii la clasă să-și asume rolul de pedagogi în primul rând și apoi de profesori cursanți care îi învață pe copii minimum de informație care le trebuie sau nu le trebuie mai târziu în viață, dar e foarte important de acolo, de la clasă, ce se întâmplă. După aceea, ce încercăm noi să corectăm, eu vorbesc în speță de matematică. Copilul meu nu are aptitudini de matematician, probabil să fie artist ca taică-so, dar trebuie să treacă prin sistem, să ajungă să ia o notă bună. Dar ajută-mă un pic să înțeleg. Tu gândești că meditațiile sunt un lucru prost, rău, de care ar trebui să ne lipsim sau n-ar trebui să existe? Cum vezi treaba asta? Nici vorbă. Eu provin dintr-o ramură artistică unde fără meditații sau ore suplimentare nu puteai să ajungi să faci performanță. Sunt solist la operă. Și consider că în orice ramură, dacă vrei să te specializezi, trebuie să aprofundezi separat cu un profesor de specialitate. Dar dacă vorbim de gimnaziu, cum e cazul fiului meu, și nu reușești nici cum să ajungi la sufletul elevului, pentru că și în pandemie, în lockdown și după aceea în orele online, am asistat la câteva ore de matematică să văd dacă e chiar așa de rău sau chiar așa, cum zicem noi părinții, catalogăm, chiar așa de prost e feciorul meu că nu înțelege nimic. Profesorul, foarte bun de altfel, fără niciun pic de tact pedagogic, nu își făcea ora, dacă elevii îl urmăreau, dacă nu era nicio problemă, era ca un televizor care merge fără niciun interes. Pentru unii, matematica reprezintă un interes, pentru alții, din păcate, nu. Și atunci, elevul degeaba este bun la română, engleză, să zicem, și la alte materii, pentru că dacă nu ajunge și la performanță la matematică să ia o notă bună, așa e făcut sistemul, încât prin media finală, prin evaluările pe care le are acum ministerul, nu mai ajunge la un liceu la care dorește. Și exact. Știți care e baza învățământului românesc și ținta? Să intrăm la liceul ăla bun. Și cu asta am rezolvat lucrurile, pentru că nu recunoaștem că am privatizat în realitate învățământul. Spune-mi un ultim lucru, Florin.
Spune-mi un ultim lucru. Profesorul la care îl trimiți la matematică, ai idee, plătește taxe și impozite pe meditații? Adică le declară? Sincer, am fost la o profesoară care s-a lăsat de școală cu totul și lua doar meditații și din câte știu acea profesoară era, adică meditațiile erau fiscalizate, dar nu s-a potrivit nici cum, rezultate n-au fost și am schimbat la un alt profesor mai aspru, să zicem așa, mai care se potrivește pe caracterul băiatului meu. Aici, sincer, nu știu. Dar în primul caz era... Că știi, era te ferești, că n-ai ce să spui acum, că ți-e rușine de omul ăla care ți instruiește copilul. Spun eu că dacă nu ți-a dat un document, nu prea are cum să fiscalizeze. Doar dacă e o formă din asta în care declară niște venituri și e forfetar după aia. Dar hai să verificăm, poate sunt alții. Mulțumesc, Florin. Da, ținta în România este să intri la liceul ăla bun. Pentru asta faci meditații, bagi copilul în pătratul respectiv, adică îl pregătești să țintească drept acolo, indiferent de calitățile sale, și treaba merge bine pentru toată lumea. Dar poate așa trebuie să fie. Poate nici măcar nu e rău. Poate așa e societatea noastră și poate fac și alții la fel. Vă dau un exemplu, Coreea de Sud. Coreea de Sud procedează la fel ca noi, doar că acolo e o industrie fiscalizată și în Coreea de Sud, fără meditații, nu existi. De aia familiile cheltuiesc undeva la $1000 pe lună, fac cu câte un singur copil în general, și în el se investește întreaga educație. Noi avem un sistem asiatic, estic, din punctul ăsta de vedere. Dan, salutare, bine ai venit la România în direct. Dan? Dan nu e, dar mergem la Alina atunci. Salutare, Alina! Bună ziua! Bună ziua! Nu știu de unde să încep. Aș vrea să url tare, metaforic, să se audă departe, dar suntem puțini care vrem să auzim. E greu, e foarte greu. Având 3 copii, sunt la unul la liceu, unul gimnazial și urmează un altul. Și doar cu meditații reușim. Fiind și într-un oraș mic, destul de greu să ne ridicăm. Ei, ia, explicăm la nivel de bani, să înțeleg și eu. La nivel de? De bani, bani, bani. Ai spus că ai 3 copii, trebuie să-i dai pe toți. Cum arată? Spune-mi și mie. Nu neapărat la nivel de bani, îmi permit. Nu, e o suferință enormă când vine copilul de la școală pentru a 4-a săptămână în ciclu gimnazial, clasa 7-a, și nu s-a făcut din nou ora de română. Îl port la meditații pentru a nu fi o presiune enormă în clasa 8-a și îmi spune profesorul de meditații, pentru că niciodată nu mi-am dus copiii la meditații, la profesorul de la clasă. Nu am vrut să fac, nu i-am dus la meditații pentru nici nu-i voie, din câte știu eu. Adică chiar e trecut ceva bine, în regulamentul școlar, nu e voie. Bine, stați liniștiți, că se practică. Întâlnit profesor și eu mi-am dus copilul la meditații și ce obțin în școlile în care am fost, lucrurile au fost destul de clare, nu cu profesorii de la clasă. Adică și școala a insistat foarte tare ca să se meargă măcar în Crucișat, dacă nu la alte școli. Dar nu se face, credeți-mă, cel puțin la nivel de orașe mici. Și cum zice profesorul care îl meditează, ok, facem, dar spuneți-mi un pic, într-o oră, o oră jumate de meditații și nu se fac 4 ore într-o săptămână de limba română, cum ar putea să cuprindă într-o oră de meditații tot ce se pierde? Adică eu zic că nu avem profesori care să se ocupe de copiii noștri. Eu îmi vine să plâng având 3 copii. Am intrat la liceu după un an de pandemie, dar nu pot să zic cu notă bună, mare. Da, datorită meditațiilor, nu profesorilor de la clasă. Prea puțin. Și cât costă meditațiile acolo la voi? De unde ești? Păi să zicem 80 de lei mate română, engleză 40-50. Ora sau ședința? Ok, acceptabil. Stați așa, 80 de lei ora ședința sau? Ședința la matematică. Ședința de 2 ore. O oră jumate, 80 de lei. Asta nu-i puțin la 3 copii. Ai ceva de trecut.
Da, păi tragem, muncim de dimineață până seara. Și asta e săptămânal, Alina, nu? Adică îți trimiți copilul absolut săptămânal la educație, la meditație. Absolut. Vedeți că eu confund, e a doua oară când zic astăzi educație în loc de meditație? Nu cumva mi-a luat... s-au cuplat termenii ăștia doi și de fapt parte din educația noastră la meditații? Dar tu vezi că e greșit? Adică tu zici că e greșit că avem meditații? Am un copil de clasa 9, extraordinar de inteligent, dar niciunul dintre profesori până în ciclu gimnazial nu a avut răbdare cu el. E un lider. Mereu i s-au tăiat aripile, tu să taci, tu nu, tu n-ai voie la olimpiadă, tu nu te duci acolo. Deci i s-au tăiat aripile, înțelegeți? Pentru că a vrut să zică mai mult, să afle mai mult. Acum știe cât de cât să stea la locul lui, dar nu... Și asta datorită învățământului. Da. Înțelegeți? Nu s-a lucrat cu el mai mult, nu... Pentru că școala românească nu face asta. Mulțumesc tare mult, Alina. Mă întreabă cineva, dat fiind gravitatea subiectului, de ce râdeam la începutul emisiunii, care e comicul de situație. Comicul de situație e că mai greșim și noi și nu mai nimerim microfoanele pe care le deschidem, de asta râdeam că am început să vorbesc în gol. Se mai întâmplă să greșim la muncă, important e să trecem mai departe. Hai, Sorin, nu fi supărat că te-am văzut supărat. Didi, salutare! Astăzi te întrebăm despre meditații. De unde ne suni? Bună ziua, din București vă sun. Vă spun că nu sunt de acord cu meditațiile, fiind mamă a doi copii care nu au avut parte de meditații, nu că nu aș fi avut posibilitatea, dar pentru că le-am spus că e mai bine să meargă pe propriile puteri. Au învățat și au mers la licee foarte bune, pentru că, zic eu, au dat și peste niște profesori care și-au dat silința la oră, să facă oră, nu să facă, știu eu, cu totul și cu totul altceva. De când a început pandemia, s-a schimbat situația. Deci, băiatul meu are 17 ani, este clasa 11-a. În clasa 9, ziceam, este la un liceu foarte bun în București, dar orele de română, de exemplu, s-au schimbat atât de mult încât li se spune că, păi ce, nu scrie și în carte? Păi nu ne-ați dat lucru, nu știu, nu ne-ați predat lucru, nu știu ce lecție. Dar e același profesor, adică... Este exact același profesor. Și ce s-a întâmplat cu profesorul? Păi, adică deodată dintr-un profesor minunat? Exact, asta ne întrebăm și noi, eram foarte mulțumită de liceu. Eu i-aș spune domnului ministru întâi să evalueze profesorii, să le aducă în suflet acel... nu știu cum să-i spun, să le aduc aminte pentru ce sunt acolo. Pentru că sunt acolo pentru a pregăti oameni pentru ziua de mâine. Adică să-și facă treaba așa cum trebuie. Nu să ajungem la meditații, că poate nu toți putem. Asta e clar că nu toată lumea poate. Și nu sunt de acord cu ele. Chiar dacă copiii mei au intrat, deci fata este anul întâi la facultate pe propriile puteri. Felicitări. Și este la o facultate de stat, da, la medicină. La medicină? Copilul tău a intrat fără meditații? Fără nicio oră de meditații. O spun cu mâna pe suflet. Și sunt atât de mândră de ea și spun la toți că dacă vor să învețe, să învețe. Ce interesant. Acum, n-am mai auzit în lumea în care trăiesc eu să dai la medicină fără meditații. Vă spun că 2 ani de zile am muncit... A profitat de faptul că nu mergeau la fizic la ore, stătea până pe la 2 noaptea și învăța zi de zi, a fost un copil, este un copil care învață singur. Și tu ai avut încredere așa solar? Eu am mers pe încredere pentru că știu cum învăța. O am zi de zi cum învață. Am zis, dacă tu crezi că poți, înseamnă că vei reuși. Și așa a fost. Da. Mulțumesc tare mult de telefon. Sigur că sunt și astfel de cazuri. Ce să zic? Da, admirabil mi se pare din punctul ăsta de vedere.
Dacă sunt oameni care pot să reușească, e foarte bine. Dar nu cred că la toți se întâmplă așa. Monica, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Da, deja mă simt eclipsată după doamna. Eu am doi băieți, nu sunt ca fata dânsei, învețe singur fără meditații. De când mă știu, am plătit meditații. Amândoi au absolvit un liceu de top. Unul dintre ei a luat 10 curat la matematică. După numai 3 luni, vreau să vă spun că a ajuns numai în 3, fapt pentru care m-a chemat doamna profesoară la școală și mi s-a sugerat discret că trebuie să fac meditații în continuare. Astfel încât tot liceu am făcut meditații. De... Nu am văzut nicio chitanță, deci clar. Și deci la profesorul de la clasă, asta a fost ideea? Poftiți? La profesorul de la clasă? Da, exact. Aha, ok, asta e foarte urât. Și ați plătit, practică, ați făcut chestiunea asta, asta a sunat ca o amenințare. Ați făcut chestiunea, adică i-ați dat banii? Da, sincer să fiu, m-am complăcut în situația respectivă. Dar și nu, nu te judec, perfect. Eu te întreb că vreau să aflu acum. Îmi închid că ești într-o situație foarte grea. Că... Nu vreau să facem anchetă. Nu facem, nu, terminat, nu te întreb. Nu mai are niciun rost, dar vreau să vă spun că cam așa se practică. Am întrebat și eu profesorul respectiv, domne, cum e posibil ca acest copil care a intrat cu 10 curat să ajungă direct în 3? N-am avut o explicație foarte plauzibilă, dar copilul meu este prost pregătit și nu știu ce și clar nu am mai continuat discuția. Am înțeles mesajul și m-am raliat la ce a dorit. Și cât ai, câți ani de zile ai făcut meditații în situația asta? Păi 4 la 1, cu 4 la celălalt, 8 ani. Și pe al doilea l-a luat? Foarte tare. La al doilea a vrut exact la același liceu, deci ce să vă zic. Am deci, înțeles, dar învățase sistemul. Și cât erau meditațiile atunci? Câți bani ți-a scos practica asta? 100, dar nu asta este problema. Problema este că mi se pare toți au venit la informatică, este liceu foarte de top, o să fim bine pregătiți. Vreau să vă spun că după 2-3 ore copiii maxim dezamăgiți. Nu învățau niciun fel de informatică sau o informatică profund depășită. La prima ședință cu părinții am ridicat problema, ni s-a spus asta e programa. Vă dați seama, toți copiii dormeau. Asta e lucru care mi se pare îngrozitor și anume că spre deosebire de celelalte cazuri unde, sigur, lumea s-a dus la meditație pentru că a înțeles, domnule, dacă vrei să performezi, asta e viața, te duci și plătești în plus, îți dă și o siguranță, înveți sistemul, ce-mi relatezi tu acum e o bătaie de cap și o bătaie de joc. Adică ție ți s-a pus în vedere că, domnule, o să ai necazuri dacă nu vii aici, e ca o taxă de protecție. Nu a fost o amenințare, da? Nu pot să spun așa, dar te simți singur și... Treiul nu n-a fost o amenințare. Da. Deci decât, trebuie să faci în așa fel încât să vină de la tine. Nu, asta e problema. Aha. Monica, și treiul s-a îndreptat? A mai luat după asta fiul tău trei? Nu. Sau brusc a devenit? Evident, nu. Da. Acum, de exemplu, m-a mai lovit de o problemă. Unul dintre copii a intrat într-o facultate afară și vreau să vă spun că ca orice... student român, deci de naționalitate română, nu beneficiază de asigurare medicală pe teritoriul României. Numai studenții români care studiază în facultăți din România beneficiază de asigurare medicală. Eu n-am cerut asigurare medicală pe teritoriul țării unde învață Olanda, pur și simplu pe teritoriul României. Nu au dreptul, deci este o discriminare, altă discriminare. Îi învățăm cu rău România și îi ajutăm să ia decizia cea mai potrivită să plece unde văd cu ochii. Mulțumesc tare mult, Monica. Cel mai grav e faptul că facem meditații cu câte doi profesori la fiecare materie. Unul predă ceea ce ar trebui predat la școală, iar cu altul lucrează ceea ce nu înțelege. În aceste condiții, profesorul de la clasă, pentru ce își primește salariu, spune ascultătoarea noastră pe Facebook. Cea mai ieftină meditație e 60, iar cea mai scumpă 80. Faceți calculul pentru doi copii. Aveți de dat 280 de lei în fiecare săptămână, dacă îi trimiteți așa, ceea ce adună niște bani aici, mai buni. Și la cum sună telefoanele, îmi dau seama că am nimerit în cel mai mare mușuroi din învățământul românesc, nu? Dan, salutare! Bună ziua!
Bine, eu aș vrea să fac o mică deviere de la subiect. Nu am momentan experiență cu meditație și cu asta. Aș vrea să vorbesc despre experiența mea, cum a fost cu BAC-ul în 2007 și cu învățământul superior. Și toată problema, că noi ne punem foarte mult încrederea că acest sistem valorează ceva, când el de fapt oferă doar false promisiuni. Deci eu în 2007 când am dat BAC-ul, am făcut lucrarea la matematică la jumătate de sală, la informatică la fel, apoi am intrat la o facultate de medicină. Ai făcut, adică le-ai stat un sal acolo la bacalaureat și le dictai tu? Da, ciorna mea a circulat. Am înțeles, ok, da. Așa, acum sunt camere, nu se mai face chestia asta. La ultima probă, la geografie, vreau să vă spun că toată lumea primea telefon, îi se spunea ce variantă cade, s-a copiat pe față fără nicio vreme. Eu la română am avut o notă mizerabilă pentru că am avut un subiect foarte obscur, rugăciune în grădina Ghetsimani, erau chestii, am zis, bă, sigur nu cade asta. Mă rog, de este că am dat la o facultate de medicină, care și aia a fost o bazlocură și mi-am mirosit 6 ani de viața ca să învăț ce aș fi putut să învăț realmente în 2. În rezidențiat apoi, la fel, se pierde foarte mult timpul și ce vreau eu să subliniez este că statul eliberează niște diplome care promite, prin care promite că cei care le au dețin niște cunoștințe și că au, sunt capabili de o oarecare productivitate. Vreau să vă spun că locuiesc cu un gagiu care are 10 ani de liceu, nu are BAC-ul încă luat, este în IT, un băiat foarte competent, foarte deștept, face de două ori cât fac eu. Eu acum nu vreau să mă înțelegeți că ca medic consider că merit mai mulți bani, ba chiar consider că statul ne plătește mult prea mult pentru cât suntem deficienți. Cel puțin pe mulți dintre noi. Dar mi se pare că se pierde foarte mult timp. Și asta este o resursă mult, mult mai valoroasă decât banii efectivi. Adică un om care are 10 ani de școală face de două ori cât fac eu cu aproape 20 de ani de școală, el este de 4 ori mai productiv decât mine. Dar aș vrea să discutăm și despre chestia asta. Și productiv legat de în materie de bani pentru el. Dar tu, adică în ceea ce câștigă, în ceea ce câștigă. Dar da, tu, un câștig financiar. Da, un câștig financiar. Dar tu ai o meserie care e o vocație. Am o meserie adică care promite, dar care foarte mulți o fac într-un mod foarte neserios. Pentru că la facultate majoritatea profesorilor sunt niște analfabeti funcționali, în sensul în care le pui o întrebare și nu ți se explică, ești trimis să citești, să-i spui tu lui a doua zi, și alte porcării de genul acesta. Și efectiv mi se eliberează niște diplome, cel puțin în rezidențiat, se lasă diplomă că tu știi să operezi dacă ai terminat o chirurgie, în contextul în care n-ai fost lăsat să operezi 5 sau 6 ani de rezidențiat. După aceea trebuie să te descurci, să recuperezi cum știi. Mulți din noi de asta plecăm în afară. Dar mă rog, nu vreau să deviez prea mult de la subiectul ăsta. Ideea este că trebuie cumva scos acest monopol și trebuie să nu mai punem atât de multă valoare pe aceste diplome care sunt date efectiv la mișto. Și mi se pare și puțin ironic că întrebați dacă se impozitează aceste meditații. Păi nu, de ce ironic? Nu e corect? Păi nu este corect. Deci după atâtea ani de plătit impozite și după atâtea ani în care statul ne demonstrează că este profund incompetent cu banii pe care noi le alocăm, sincer, proști trebuie să fim să mai plătim impozite și să declarăm venituri. A, uite, eu zic știi acum, cum e? Aici e un cerc vicios. Statul este și prost pentru că nu are toți banii la dispoziție pe care îi facem. Adică, cum mai vrea să argumentăm în spațiu public? Foarte simplu. Cum? Nu știu dacă ați auzit de Milton Friedman, a fost un economist care a luat Nobel prin 70 și ceva. Da. Băiatul a demonstrat că mediul privat cheltuie banul mult, mult mai eficient decât statul. Da, dar scuză-mă, și domnul Friedman a susținut să nu ne plătim taxele. Păi, da, taxele sunt o mare minciună, sincer. Și nu este o concluzie la care am ajuns ușor. Aș putea să argumentez, dar nu cred că este destul de mult timp. Taxele nu sunt o mare minciună, sunt un mod necesar de a trăi în societate. Adică, haideți să nu ne aruncăm în extreme. Nu, stați puțin. Eu nu spun că nu e nevoie de o contribuție. Contribuțiile trebuie să vină de bunăvoie, trebuie să conlucrăm ca oameni, să facem proiecte la comun. Dar de asta vreme taxele sunt luate prin măsuri coercitive, cum se întâmplă, nu este respect pentru acei bani. E nimic coercitiv aici. Și oricum, taxele în România... Dacă nu plătim taxele, suntem sabotați, e simplu. Dane, au de plătit 10%. Cine are de făcut meditație are de dat 10% la stat. 10%, da, adică... Da, dar 10% la stat când
banii care se duc la stat, că acele meditații se fac ca să trecem bacul. Dacă erau meditații ca să luăm premiul întâi la Olimpiadă... Nu știu, poate sunt meditații ca să ajungă la facultate. Da, bun, mulțumesc, dar... Credeți-mă că facultățile sunt foarte ușor de intrat la ele. Nu ai nevoie de meditații. Faptul că statul nu te pregătește suficient cât să ajungi la facultate, asta este problema. Mulțumesc tare mult. Și da și nu. Iar în privința taxelor, nu știu vreun sistem care să poată funcționa fără taxe. Ce trebuie să ceri este cum să fie administrate. Dacă n-ați avea taxe, cum vă apărați în caz de război? Care e situația? Cum s-ar putea face în momentul ăsta? Dar mă rog, revenim. Alexandru, salutare! De unde ne suni? Cât e ora de meditație? Salut, salut! Da, de lângă o localitate de lângă București, meditațiile 40 de lei pe oră la română, 50 de lei pe oră la matematică, cam așa sunt aici în zona. Și aș vrea un pic atac, un subiect atacat de ceilalți, și anume blamarea profesorilor. Eu nu sunt atât de acord pe acest subiect, că profesorii devină pentru orice că copilul nu performează la școală. Eu consider că foarte, foarte mare responsabilitate o deține părintele care în momentul în care copilul ajunge acasă, ori face ce vrea, ori face ce trebuie. Am în doi copii mei, unul fată la clasa 7, băiat clasa 8, deci am terminal. Au, bineînțeles, în clasa lor copii de la note de 4 până la note de 10. Diferența ne dă seama destul de ușor în ședințele cu părinții de cât interes își dau părinții pentru rezultatele copiilor. De cele mai multe ori, copiii cei mai cu notele cele mai slabe, și evit să zic copiii cei mai slabi, pentru că nu consider neapărat sculat pe ei, sunt copiii ai căror părinți nu apar la ședințele cu părinți. Niciodată. Nu i-am văzut o dată în 5 ani de zile. Și se vede lucrul ăsta. Și am și eu băiatul acum la meditații, la românești și la matematică, pentru că este an terminal, dar meditațiile sunt mai mult o verificare a ceea ce eu nu am timp să stau să mai verific și oricum nu mai înțeleg. Nu știu să mai descifrez matematica și româna de clasa 8-a, pregătire pentru capacitate. Și pentru asta plătesc un profesor specializat în așa ceva care să facă această verificare în locul meu. Dar ei sunt amândoi copii de nota 10, nu le place să stea să învețe toată ziua bună ziua, știi ce îmi spui le-ar plăcea aici? Să stea pe afară cu Sigur. Telefonul în mână. Dar tu îmi spui aici că, de fapt, fără meditații nu se poate. Nu neapărat. Ei sunt oricum de 10. Dar este o asigurare a mea să mă asigur că dacă e ceva ce nu știu, cineva să verifice în plus. Și la meditații fac aproape numai și numai teste de capacitate. Cu care se vor duce, da, la examen. Adică îi pregătești pentru examen. Adică nu ai siguranța că vor lua examenul, chiar dacă sunt cu 10, nu ai siguranța că îl vor lua bine, adică acolo unde își doresc, în sensul ăsta. Da, pentru că eu, bineînțeles, targetez licee cât mai de vârf, cât mai de top, și dacă te uiți un pic la media de admitere la astfel de licee, este de la 9-70 în sus. Dar de ce targetezi liceele astea? Copiii tăi, sigur, copiii tăi sigur vor intra la liceu, adică fiind de 10 vor intra fluierând. Ce e rău dacă intră la sub 9-70? Îți spun ce este rău. Nivelul celorlalți. Pentru că dacă eu îmi duc copilul undeva unde nivelul este de 7, și copilul meu va fi de același nivel. Dar dacă îl duc unde el este cel mai prost dintre 30, ceilalți 29 îl vor trage și pe el în media lor. Și nu vreau să fie tras într-o medie în jos, vreau să fie tras într-o medie care e mai sus, care să-l forțeze să-și ridice nivelul. Sunt de acord cu teoria ta, doar vreau să înțeleg mai bine și vreau să ilustrez că acest sistem este ierarhizat de o manieră pe care statul român nu vrea să o recunoască. Și nici noi. Că dacă vă spun acum că am putea să împărțim școlile pe ierarhii și pe capacități și pe capabilități, cum s-ar spune, în altă parte... Și am spune, acestea sunt liceele de top A, aici intră așa, se dă bacalaureat de tipul ăsta, aici se dă altfel de bacalaureat, cine mai tare poate să încerce și mai sus, poate am rezolva o parte din probleme. Dar noi spunem tot timpul că școala este egală. Orice părinte din România știe că școala nu este egală. E fals. Da, nu este egală, dar și dacă ai face partea cealaltă, cum ai spus tu, să ierarhizăm școlile, nu ar funcționa dacă nu ai un plan și după acea școală.
Adică te duci la școala A, care e de top, ce poți să ieși de aici sunt următoarele profesii. Te duci la școala B, asigurat ieși aceste profesii. Și în felul ăsta ar trebui ierarhizat. Exact. Ce vrei da. Să vezi? Adică să aibă și o finalitate, salon? Nu doar să fie un, exact. O chestie exact. Pe hârtie. Sigur că da. Da. Și să-ți dea acces... Nu avem așa ceva, ne avem decât să ne mulăm după ce avem acum. Și anume, te duci cât mai sus în continuu ca să ajungi într-un final, măcar într-un loc ok. Mulțumesc tare mult. Nu avem de unde să știm acum, da. Pentru că este foarte neclar. Și aici, ca să mergi în sus, te folosești de meditație măcar ca verificare. Nu mai întreb dacă să plătesc taxele, că nu e cazul. Alina, salutare, bine ai venit la noi. Alina? Da, da. Salut, fă-ți curaj, ești la România în direct da, și mai da, ai da, două da, minute. Bună ziua. Da. Pe scurt, din Brașov, vă spun, noi am avut anul trecut fetița la meditații, 75 de lei la limba română, 80 de lei la matematică. Ce să vă zic, eu cred că este o industrie, efectiv, de fapt și este o industrie, dar, din păcate, creată de noi, părinții. Sigur, din dorința de a-i da copilului o șansă în plus, suntem și dezamăgiți de sistem, dar noi am creat această industrie. Ca să fiu direct la subiect, nu am primit niciun bon, deci probabil că nu... Ai avea curaj să ceri? Sincer, da, aș avea, dar... Cum mai procedezi? Nici... Ziceți, doamna profesoară, doamna profesoară, îmi dați și mie bonul? Da, nu știu la ce m-ar ajuta pe mine. Dacă aș dar nu e nevoie să avem cu toții o contribuție sigur. La da, societate? Dar să știți că știu, există în Brașov profesori puțini, e adevărat, care dau bon fiscal la fiecare ședință. Bravo. Deci cunosc, chiar știu. Puțin, e adevărat, dar sunt. Deci România se îndreaptă cât de cât pe aici, pe acolo, se poate, se va face da. Bine, cred da, eu. Da, puțin, dar na, poate că în timp, da. Dar ce vreau să zic este că chiar dacă am plătit din ceilalți ascultători, m-am auzit că au plătit 40, 50, noi am plătit dublu, nu pot spune că ne-a ajutat. Noi am prins și clasa 8-a în pandemie, în plină pandemie, a fost destul de dificil. Și am la ședința cu părinții, când am fost în clasa 8, am constatat cu supoare că peste 3% dintre copii făceau meditații din clasa a 5-a. Ios. Mulțumesc tare mult. E poate cea mai bună concluzie. Știu că ar fi trebuit să prelungim această emisiune, dar o să ne întoarcem la ea. Gândiți-vă că despre ce am vorbit astăzi, sau meditațiile nu vor dispărea, dimpotrivă, ele vor rămâne aici ani de zile. Ce putem corecta este o mai bună încărcare și educare la clasă, dar și această contribuție la stat mi s-ar părea teribil de normală. Adică am venit, am făcut meditații, o muncă în plus, e fiscalizată. E un lucru care ține tot de educație, să știți. Asta e România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.